Elevii din 6 instituții de învățământ din raionul Florești și-au cunoscut mai bine țara prin cercetări. Tinerii, ghidați de profesorii lor, au descoperit bordeele din satul Țâra, le-au analizat amănunțit, au creat reportaje, filme documentare și au venit cu idei de eficientizare energetică și modernizarea bășcuțelor pentru a atrage turiștii în zonă. Mă simt minunat, mai ales când am mers în satul Țâra, am avut o experiență de neuitat. Bășcuțelor erau foarte minunate. Mi-am adus aminte de copilărie când plecam la bunica în satul Țâra. O experiență de neuitat, pot să zic. Foarte mult mi-a plăcut, mi-am împlecat într-un proiect cu tradiții. Bașca este case care sunt construite pe deal, între ele sunt 2-3 camere și acolo trăiau oamenii din trecut. Cercetările au fost făcute în cadrul unui subproiect care are scopul de a familiariza tinerii cu istoria, dar și cultura țării noastre. Avem un regulament intern în care fiecare instituție primește titlul de expert în cercetare muzeală, dar fiecare copil implicat în acest proiect, nesilit, nerugat de nimeni, din bună voință, devine explorator. E o tendință nouă în educație de a cerceta multidisciplinar o temă. Iată, tema dată a fost bășcuțele. Și o să vedeți că copiii au confecționat bășcuțe, vin cu idei de bășcuțe noi. Toate aceste idei le vom așterne într-o lucrare și vom prezenta-o localnicilor și să găsim cumva sponsori pentru ca poate cu timpul să primească chiar și turiști în această zonă. Echipa noastră, echipa gimnaziului Ghindești a avut de cercetat din punct de vedere matematic și ingineresc bășcuțele de la Țâra, chiar au făcut calcule, au văzut eficiența energetică, ca până la urmă să ajung la concluzia că sunt mai binevenite bășcuțele decât casele mari. Pe bună dreptate, suntem un popor cu niște tradiții deosebite, interesante, care ne arată mentalitatea, sufletul nostru și astfel, prin intermediul așa proiecte, copiii au posibilitate să cerceteze chiar pe teren, să spunem așa, cap-coadă, ei au văzut bășcuțele acestea, le-au fotografiat, au luat interviuri de la oamenii de aici, din satul Țâra. Țara o putem cunoaște de unde? De la sat. Fiindcă și Chișinău cândva a fost un sătuc, cred că, și alte orașe mari. Dacă nu o să cunoaștem de unde am provenit noi, nu putem să ne cunoaștem pe noi însuși. Cercetările în cadrul subproiectului au durat 6 luni.